Cătălin, da. Să știi că m-am dat seama de un lucru. După privirea ta m-am dat seama că să avem un subiect oribil în după-amiaza asta. Așa, și mi-am spus așa, wow, mă uit la Cătălin și singurul lucru pe care mi-l doresc e să am inima de 16 ani, când singura mea grijă, știi care era? Care era singura? Să-mi primesc scrisorile de la Liviu din Timișoara. Liviu din Timișoara? Da, da. Ce mai face Liviu din Timișoara? Cred că e bine. Da? Da, da, da. Scrisori, da, da, da. N-aveau internet, mă, pe vremea aia. Și telefoanele mobile erau scumpe. Oamenii vorbeau între ei, scriau. Vorbeau, da, vorbeau la 3 secunde pe telefonul mobil, dacă l-aveau. Ții minte cum era? Bună, da, pa, ce bună, faci? Pa. Da, ai vii jos? Da, atât? Băi, hai. 3 secunde, da, da, da. Aveam doi cunoscuți la facultate. Ăștia vindeau discuri, CD-uri pe vremea aia. Era o super șmecher, aveau ei o sursă și aveau bani și au luat telefoane mobile. Ei doi, dar n-aveau cu nimeni să vorbească, știi? Pentru că cu cine să vorbești? Că dacă tot restul prietenilor tăi n-au telefoane mobile și atunci stăteau pe pat la cămin, unul în fața altuia și își dădeau telefoane. Dar știi, momentul ăla când aveai primul telefon mobil și era un lucru extraordinar, știi? Da, da. Și mergeai cu el tot timpul la ureche și venea penibilul peste tine. Suna, da, pur și simplu chiar telefonul, suna, da, chiar, da, suna. Da, da. Mamă, avea ce vremuri. Dea. A, ce vremuri să... Hai că ne aduci fost, în realitate, da, 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 hai știu, că vă aduc în realitate. A, există o vorbă așa că o să ne ridice mecanismul ăla de verificare în justiție, vă explic. Dar să vedem pe cine o să nu mai verifice, ca să zic așa. Se întâmplă un fenomen straniu în justiția din România și o să vi-l povestesc în momentele următoare. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. De dimineață se face vorbire, Consiliul Comisarilor, așa se numește, Consiliul Comisarilor de la Uniunea Europeană, va face o propunere ca României să-i fie ridicate MCV-ul. Asta e sperietoare, aia, mecanismul ăla cu care se uitau la justiția din România și ziceau, bă, sunteți un pic corupți, mai veneau, mai făceau rapoarte, da, da, tot felul de chestii de astea. Pare că în decembrie oamenii ăștia vor face propunerea și cine e, va trebui să voteze, va ridica acest... să zicem, aceasta anatemă de pe noi. Dar asta nu înseamnă că nu mai putem fi penalizați, că uite, Ungaria, care nu are un mecanism de genul ăsta, e penalizată cu tăierea banilor europeni. Când și încalcă, mulți, da. Și mulți, adică de ori un miliard de ori, da, spre deosebire de noi. Deci se poate aplica mecanismul statului de drept. Dacă ai încălcări din astea repetate în ce privește funcționarea statului de drept, atunci poți să stai niște bani. Un mecanism al naibii de eficient, pentru că ungurii negociază acum, ei ratând vreo 8 miliarde de euro din punctul ăsta de vedere. Asta e vestea bună, să zicem, că după ani de zile, deși în condițiile ciudate ale unei legi care nu face cel mai mare bine, am tot povestit despre ea, legile astea promulgate de președintele Iohannis sunt făcute parcea-parcea de Comisia de la Veneția. Chiar și așa, ținând cont de contribuția României la situația politică din Ucraina, sau, mă rog, contribuția politică a României care a ajutat Ucraina în războiul ăsta, primim acest premiu. S-or fi săturat și ei și au zis, bă, în sfârșit, uite, românii fac o treabă aici, poate atunci o să primim și premiu cu Schengen. E greu să cred. Însă, dincolo de asta, de șurbăiala asta diplomatică-politică, că aici trebuie să avem puterea să recunoaștem și un pic de șansă și un pic din ce a mai făcut clasa politică pe la Bruxelles, a mai dat niște telefoane, cum să mai zbat ei pe acolo. Dincolo de treaba asta se întâmplă o chestiune stranie în România. Știți? Discuția teribilă a pensiilor speciale, mai ales a celor legate de magistrați. Pensiile speciale ale magistraților nu sunt multe, sunt câteva mii, cred că, nu știu, de 5.000, 6.000, dar sunt uriașe, adică oamenii aia ies cu pensii mai mari decât salariile pe care le-au avut, pentru că așa a fost construit sistemul și ies și foarte tineri, adică sunt oameni care ies până în 50 de ani, nu uitați acest lucru. Acum, de câteva săptămâni încoace, este vehiculată mai cu asupra de măsură ideea rezolvării acestei probleme și a apărut și o propunere a Băncii Mondiale care le-a spus politicienilor români, bă, uite, e aici un sistem, încercați să-i țineți la 65% din venitul brut, adică la nivelul salariului de astăzi, adică vor obține o pensie tot așa de, știu eu, în jur de 15.000, 18.000 de lei, o chestiune de genul ăsta pe lună, da? Pe lună, da? Da. Și... Trebuie să vii să bagi cuțitul în rană, pe lună. Da, ca să înțeleagă toată lumea, da. Și se mai făceau acolo și alte condiționalități, poate un pic de perlungire să-i ducă pe perioada mai
îndelungată, să nu iasă chiar la 50 de ani. Și foarte multă lume din sistem, auzind discuțiile astea și văzând presiunea permanentă asupra clasei politice să rezolve chestiunea asta, foarte mulți dintre magistrații care sunt aproape de pensie sau intră în condițiile alea, își dau demisia, nu mai rămân în sistem. Ei puteau să rămână. Ei ies la 25 de ani în vechime, pentru că se consideră că e o muncă de uzură foarte presantă și e ca și un premiu să fii bun și drept, așa. Și lumea acum se grăbește. Astăzi, președintele Iohannis, la ora la care vorbim astăzi, a semnat decretele de pensionare a 25 de magistrați, ieri a semnat la 14 și cam asta e rata zilnică, știi? Adică te poți aștepta să-ți iasă câteva sute de oameni din sistem. Eu asupra acestui fapt vreau să atrag atenția, pentru că sistemul de magistrați din România nu e foarte mare. Adică sunt vreo între până în 6.000 de oameni, care împărțiți în două, procurori și judecători. Ei, în condițiile astea, numărul de dosare asupra celor rămași va fi foarte mare, uriaș. Accesul la justiție va fi îngreunat, adică deja se dau termene la instanțele mari din București, termene în noiembrie, acum ți se dă tocmai în decembrie anul viitor, adică nu e nicio mirare pentru nimeni. Judecători și procurori vor avea din ce în ce mai multe dosare și instanțele mari, calea cele mai înalte, în alta curte, curțile de apel, își pierd cei mai buni profesioniști, adică cei ajuns la vârsta maturității. DNA, de exemplu, sau DICOT, unde sunt condiții din ce în ce mai restrictive de muncă, de accedere acolo, sunt formațiuni unde procurorii nici nu mai au de gând să vină și nici nu mai au de ce să vină, pentru că le s-a pus o vechime foarte mare și vom rămâne, atenție, în următorii 2, 3, 5 ani, estimarea mea, cu un corp foarte subțire de magistrat, neexperimentat, foarte tânăr și cu niște legi ale justiției care promovează clientelismul, pentru că așa a spus Comisia de la Veneția. În condițiile astea, pregătiți-vă pentru o undă de șoc în justiția din România, bazată în primul rând nu pe reavoință, să spunem, ci pe incapacitatea umană de a asimila și de a rezolva niște probleme la o vârstă foarte tânără. Și pe lipsa de personal, da? Și acum s-a făcut încă o poveste foarte interesantă, să scade vârsta de acces în justiție, nu de la 10 ani la 5 ani, pentru cei care vin din afara sistemului să treacă pe lângă Institutul de Magistratură, deci cu 5 ani vechime, și cu niște concursuri organizate pe ochi frumoși, s-ar putea ca acolo să avem un nou contingent de cos de topor, cum nu vă gândiți vreodată. Deci, ce vreau să zic aici, să se noteze că e 22 noiembrie, mai vorbim peste 5 ani și o să vezi o lume foarte nervoasă despre cum e justiția din România, adică mai rău ca acum. La asta voiam să vă atrag atenția. Ăsta e momentul și să știți că se golește sistemul. Asta e, fraților, mă opresc că am vorbit destul. Mulțumim, Cătălin, dacă nu ați reușit să ascultați rațiunea zilei de la început, va fi disponibilă în scurt timp pe site-ul nostru europafm.ro, dar și pe contul oficial de Facebook la secțiunea live. Acum, dacă lumea va fi nervoasă peste estimarea ta 5 ani, o calmăm astăzi, 22 noiembrie, cu Joji Glimsovas. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.